Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că vă vedem aici. La noi nu ne-am mai văzut de câteva luni bune, dar proiectele muzicale au continuat, tot cu Ovidiu, un succes extraordinar. Și nici nu știam cum să vorbesc, știu că a fost și Luminița Angel mai devreme și a trecut momente vorbim foarte grele. Eu aș vorbi un pic, pentru că, până la urmă, românii care trec prin foarte multe greutăți au nevoie și de sfaturi cum să depășească aceste momente. Practic și Luminița și Angela Simina au trecut prin aceeași poveste la sfârșit de an. Și mai trecem. V-ați pierdut mama. Și primul Crăciun, practic, fără mama. Eu n-am pierdut-o. Bine, ea e în suflet. Ea a plecat. A plecat ea. Dar e lângă mine. Dar fiecare Crăciun l-ați făcut împreună? Da. Am petrecut Crăciunul totdeauna în familie și ea era sufletul Crăciunului. Și acum nu mai este să ne stimuleze să-l organizăm, dar plecăm la familia soțului meu. Da, deci mergeți... Da. Familia e foarte largă, foarte mare. Sunt convins, de altfel. Da. Și domnul Surdu este bine, că au apărut iară tot felul de informații în presă, este, că a făcut o operație... Întrebați-l pe el. În afară. E mai bine. Da, ok. Bun, trecând peste momentul ăsta, mă bucur să vă văd totuși zâmbitoare, optimistă. Da, pentru că mama când a plecat, ultima ei suflare a fost în momentul în care mi-a spus, așa o consideram cu toții și Ovidiu știe foarte bine că o cunoaște, ca un general, Angelica, să nu plângi. Așa v-a spus? Da. A fost ultima dorință. A fost lucidă până la final? Absolut. Așa a plecat. La o vârstă venerabilă, de altfel. Pentru o mamă nu e niciodată venerabilă. O vrei exact când ajungi să fii prieten cu mama sau cu tatăl, cu părinții, nu-i mai ai. Așa e. În mod ciudat, în mod straniu, de-abia după ce te maturizezi, începi să ai o relație apropiată cu părinții. În tinerețe e momentul ăla în care îți buci umar, liber, ai și momentul de respingere. Momentul de informații, de cunoaștere, energia ți este captată de dorința de a avea propria experiență și întotdeauna gândim că părinții sunt depășiți, că au trecut peste o altă, ei sunt dintr-o altă epocă și nu pot înțelege perfect ceea ce facem noi și ceea ce ne trebuie nouă. Ajunge însă, așa cum spuneai, la o maturitate când realizezi că tot, dar absolut tot ce ți-a spus părintele s-a adeverit. Chiar dacă sunt 20 și de ani diferență. Nu așa se schimbă nimic. Trebuie să recunosc că partea asta este adevărat. Și mă bucur că și eu, de exemplu, deși n-ar fi trebuit să intru în ecuația asta, am început să am o relație bine, de mulți ani, foarte bună cu părinții mei, după perioada aia de rebeliune, de pe la 20 ceva de ani. Mi-am făcut-o singur și au avut dreptate. E bine însă că am înțeles asta și sper că am progresat. Ovidiu, reușiți să faceți furori. În continuare, proiectul ăsta muzical merge foarte bine. Ați lansat un nou album de curând. Am lansat de curând un nou album, Angela Similea, volumul 4, anii 80. Avem 4 volume, deci anii 70, 1 și 2, anii 80, 3 și 4 și urmează anii 80, volumul 5, după care trecem la anii 90. Dacă nu cumva ne răzgândim să mai facem un anii 2050. Anii 80, încă un anii 80, pentru că e foarte mult material. Mai facem încă, cu siguranță facem. Dar cum e să apari cu un astfel de proiect muzical? Sigur, comparația poate e nepotrivită. În momentul în care Cătălin Botezatu face vinde ca pâinea caldă o carte care în principiu are alte ingrediente decât cele... Madalin, sunt atât de multe străzi încât e loc pentru fiecare. Și asta e adevărat. Nu există concurență. Da, dar mi-a plăcut. Am auzit-o pe autora cărții, pe Monica Vlad. O carte, sigur, care s-a vândut, e bestsellerul anului până la urmă. Spunându-mi, sunt atât scritorii mari care sunt uitați într-un colț în librării. Și chiar dacă se reeditează lucrările lor și au avut public și au marcat generații, nimeni nu se mai uită. Se simțea cumva stânjenită de situația asta,
La fel și în muzică, apar tot felul de proiecte peste noapte. Niciodată nu v-am văzut să priviți critic realitatea muzicală de astăzi. Nu, pentru că fiecare epocă, fiecare generație și are muzica sa, creată în funcție de trăirile generației respective, nu? Caut să găsesc esența și ce este, ce demonstrează, ce atrage, ce împlinește generația deci respectivă. Nu și vă deranjează faptul că timpul are nevoile lui? Nu. Că sunt artiști care au clacat. E normal, mi se pare normal să se întâmple iar așa. Iar acum, scuze-mă, Angela, având în vedere că suntem în ajunul Crăciunului, eu voi fi foarte modest și voi spune în felul următor. Noi avem, facem turnee în țară, avem concerte alături de trupa OK Band, trupa noastră, avem săli pline, lumea cumpără bilete să ne vadă, discurile se vând, e drept, internetul și pirateria e în floare, dar asta nu ne împiedică să mergem mai departe. Lucrurile sunt minunate atâta timp cât avem în fața noastră sute de oameni sau mii de oameni care ne cântă cântecele, care ne aplaudă și care sunteți fericiți pentru că, uite, de exemplu, exact. Doar Octavian Dumitru s-a retras tocmai pentru că se pare că oamenii nu veneau să cumpere bilete la spectacolul lui. El a plecat, din câte știu eu, el a plecat de mult din țară și s-a întors. Și acum se retrage, se întoarce în Canada, pleacă în Statele Unite. Foarte trist. Din păcate. Care e problema lor? Că nu se adaptează acestor artiști? Nu. Din păcate e o sărăcie. Asta e adevărul și asta e realitatea. Eu acum vorbesc și în calitate de producător. Văd, vânzările au scăzut, lumea nu mai are bani, lumea se gândește la ziua de mâine ce să pună pe masă. Și e trist ceea ce se întâmplă. Dar nu trebuie să ne pierdem speranța și trebuie să mergem înainte. Lucrurile se vor așeza, iar în această perioadă publicul... Fiecare trebuie să găsească soluția de mijloc. Pentru că dacă vrem spectacole cu public mult și cu bilete foarte scumpe, sălile vor fi goale. Dacă știi cui să te adresezi, atunci te comporți ca atare. Corect. Bine, asta ține de marketing. Dar în perioada asta cam toată lumea are câte ceva pe masă. Sunt și excepții într-o țară cu foarte mulți oameni săraci. Și pentru că ei așteaptă bucurie și cadouri de la artiștii pe care îi iubesc, e momentul să cântați în acest moment, prieteni. Prima piesă, Angela Similea și Ovidiu Comornic. Să râdem și să uităm. Ia un pahar cu vin acum.
și Ovidiu Comornic. Vreau să-l întreb pe Moș Crăciurică dacă nu și-ar fi dorit, Moș Crăciurică, o Crăciuniță precum Angela Similea. Cred că ai visat toată viața. Nu cred că este scandal acasă, lasă-mă. Nu e gelos. Deci-l lângă mine. Victor, că... nu e gelos. Cine știe, nu pot să mă despart de una, ori le dau pe toate ori. Victor nu este gelos, dar are o tactică imbatabilă. Se împrietenește cu toți bărbații care vin mai mult în preajma mea. Asta este senzațional. Și în felul ăsta îi obligă să renunțe. Uite, iară un sfat, un sfat foarte, foarte tare. Ce vă mai doriți? Dar asta îi aparține. Da. Asta înseamnă că e spiritual și că știe cum să rezolve anumite situații. Ce vă mai doriți de la Moș Crăciun, dacă vă mai doriți eu? Eu doresc ca neamul meu să trăiască anul care vine cu nădejde, în pace, pentru că nu mai este atât de multă pace. N-o simt. Simt ceva care nu-mi place. În iubire. Avem mare nevoie de iubire. Ce mai doresc de la Moș Crăciun? Eu mai vreau. Așa, și el mai vrea. Da, așa, ca moșul cu Crăciunețele. Da. O iubire mai sinceră, așa. Mai zici că iubire mai sinceră. Da, da. Și deosebit mai de multă sănătate la minte și la trup. Așa e. Asta ar trebui să fie cele mai mari dorințe ale unui om în general. Iubirea, sănătatea și prieteni, eventual, dacă se poate. Dacă nu, oricum, astea sunt cele mai mari dorințe. Tu ce-ți mai dorești, Ovidiu, de la Eu îmi doresc... Câteva Crăciunițe, nu. Îmi doresc, în primul rând, sănătate. Îmi doresc ca anul ce vine să ne aducă lumina și să ne limpezească la minte, să avem un echilibru. Și îmi doresc să adun cât mai mulți oameni minunați în jurul meu, în jurul casei mele de producție. Anul ce vine avem proiecte foarte mari, îmi doresc să realizez concertul de care vorbeam în primăvară și care, din păcate, nu l-am putut realiza din cauza unor probleme care au apărut, concertul Angela Similea, 40 de ani de carieră. Vreau să fie un concert așa cum merită această mare artistă a României. Ovidiu. Și sunt tare mândru că... Dumnezeu a fost atât de... Eu sunt mascota casei mele. Da. Angela Similea e primul artist al casei mele de producție și mă bucur că a fost așa și mă bucur că împreună am reușit să facem lucruri minunate și asta e cel mai important. Vă mulțumesc mult că sunteți în platoul nostru. O nouă piesă, la mulți ani, Angela Similea și Ovidiu Comornic. Peste chipul tău, ochii tăi îmi zâmbesc. Printre fulgii mari de neam, parcă nu te mai zăresc. Și oriunde te-ai afla, să te ascult inima. Dragostei care ne-a fermecat. Dintr-o dată am uitat că uneori ne-am supărat. Și oriunde te-ai aflat, să te asculti inima. E noaptea cea mai lungă, vreau dorul meu să ajungă, să spună ce
ajungă să-ți spună frate alt, ești tot ce am să spună Comornic. Mulțumim din suflet. Aș mai avea o întrebare totuși pe final. Niciodată n-a fost gelos pe Ovidiu, domnul Victor Surdu? N-am înțeles. Niciodată n-a fost gelos pe Ovidiu, domnul Victor Surdu? Eu suntem prieteni foarte buni. Am înțeles. Deci s-am prietenit. La mulți ani, numai bine.